Gata? Astăzi noi venim în fața dumneavoastră pentru a da citire unui raport. Raport de 100 de zile a mandatului președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Un raport, nu așa cum îl vedem noi, dar un raport așa cum îl văd cetățenii Republicii Moldova. Zilele acestea se împlinesc 100 de zile de la preluarea mandatului de președinte a Republicii Moldova de către PAS și de către Maia Sandu, a mandatului de președinte și a responsabilității pentru conducerea țării. În campania electorală din toamna anului 2020 s-au făcut foarte multe promisiuni. Au fost trezite multe speranțe și așteptări. Și acum e timpul să facem o evaluare după prima etapă de guvernare a noului președinte ales. Din start vrem să spunem că primele 100 de zile pot fi caracterizate printr-un singur cuvânt care stă pe gura multor cetățeni. Și acest cuvânt este dezamăgire. La cât de mari erau așteptările, pe atât de amară e dezamăgirea cetățenilor, deoarece lucrurile în țară au evoluat într-o direcție proastă, aproape la toate capitolele. Am văzut vineri raportul pe care președintele Maia Sandu l-a prezentat, un raport, din punctul nostru de vedere, chinuit, în care dânsa încearcă să justifice de ce nu a făcut absolut nimic din ceea ce le-a promis cetățenilor. Însă problema cea mai gravă nu este că nu a făcut nimic, fiindcă era clar de la bun început că nu va face și nu va fi capabilă să facă ceva, dar una e să nu faci nimic și alta e să faci acțiuni împotriva propriului popor, împotriva buchii Constituției și să bași țara într-un haos. Noi vom prezenta astăzi realitatea celor 100 de zile. Vom vorbi despre ceea ce văd cetățenii când se uită în așa zisa schimbare care a fost promisă cetățeanului de rând. Schimbări există. Unele chiar foarte puternice, dar nu în bine, ci schimbări în rău. Criza pandemică este complet scăpată de sub control și în comparație cu perioada mandatului președintelui Igor Dodon, astăzi avem săptămânal mii de bolnavi și sute de decese. Și de parcă asta nu era suficient de tragic, azi avem și scumpiri după scumpiri, avem haos instituțional, țara nu are guvern funcțional, în schimb are un președinte care ne explică în câte avioane prăbușite ar încăpea moldovenii decedați. Și mai avem o schimbare proastă și neașteptată. În mandatul cetățeanului român Maia Sandu, România a fost nevoită să oprească ajutorul financiar acordat țării noastre din cauza că nu avem un guvern funcțional, pentru că președintele țării are alte preocupări electorale, mult mai importante din punctul de vedere, decât nevoile cetățenilor. Maia Sandu, practic, a sabotat ajutorul românesc. Și nu se exclude că putem pierde și acele finanțări și suport financiar din partea FMI-ului și suport financiar care ar urma să vină de la alți finanțatori. Aceasta este marea schimbare în rău, începută de Maia Sandu și Partidul Acțiunii Solidaritate. Noi nu avem nicio îndoială că ei vor continua pe acest drum a intereselor personale și de partid, fără să ține cont de nevoile actuale ale cetățenilor. Avem o nouă dezamăgire pe modelul cu care ne-au obișnuit partidele de dreapta, care de fiecare dată au venit la guvernare cu promisiunea că fac marea schimbare și de fiecare dată s-a furat și oamenii au fost înșelați. Sub guvernările de dreapta s-a organizat devalizarea averii statului, s-au comis fraudele bancare, s-au închis școli, s-a încălcat Constituția și s-au făcut alte acțiuni în dauna cetățenilor. Desigur, de fiecare dată, toate aceste hoții și acțiuni
cinice s-au făcut sub umbrela unei așa zise politici pro-europene. Acum însă situația este mai complicată ca oricând, pentru că iresponsabilitatea președintelui și a partidului său a contribuit deja major la număr mare de decese și îmbolnăviri. În timp ce PAS și președinție s-au prefăcut că vor să guverneze și trimiteau candidați fake la Parlament, oamenii, din păcate, mureau cu sutele. Deci, în ceea ce privește grija față de sănătatea și viața cetățenilor, în cele 100 de zile de mandat ale Maia Sandu, președintele a demonstrat că nu este capabil să facă nimic bun pentru oameni, dar mai grav că a demonstrat că nici nu îi pasă de acești cetățeni. La fel stă situația și în ceea ce privește celelalte promisiuni care au fost făcute de Maia Sandu în campanie electorală. Nimic nu s-a realizat. Absolut nimic. Este ceea ce văd cetățenii noștri în fiecare zi. Și azi constatăm că Maia Sandu a ajuns președinte prin minciună și promisiuni de șarte, pe care știa foarte bine că nu se poate să le îndeplinească. Pentru exemplificarea aș vrea să punctez doar câteva dintre aceste promisiuni, ca apoi cetățenii singuri să poată judeca mandatul președintelui Republicii Moldova la cele 100 de zile scurse de la începutul mandatului. Înainte vreau să precizez că expresia pe care cetățenii au auzit-o cel mai des la Maia Sandu în aceste 100 de zile a fost: acest lucru nu țin de competența președintelui, sau nu am atribuții să mă implic. Ați văzut cu toții acele puține deplasări a președintelui în țară, dacă nu greșesc au fost două la număr, și de fiecare dată la întrebările cetățenilor, doamna președinte de fiecare dată răspundea că nu ține de competența președinției, mergeți la guvern, mergeți nu știu unde, numai nu la mine, sau acest lucru nu mă pot implica, sau nu ține de competența mea. Și aici noi acest raport, așa numit raport de 100 de zile a mandatului președintelui, noi l-am structurat în mai multe capitole. Vrem să vedem ce a făcut doamna președinte în domeniul social, mai întâi promițând în campania electorală că va ridica pensiile la 2.000-2.500 de lei. După aia să vedem ce avem pe politica externă, în economie ce avem, ce avem în agricultură și cireașa de pe tort, ceea ce avem noi în lupta cu corupția și reforma justiției. Și dacă să-mi permiteți, la capitolul social am să-i ofer cuvântul colegului nostru Vladimir Adnostalco, care va veni cu acele reușite, în ghilimele, a președintelui Maia Sandu în acele 100 de zile. Poftim. Добрый день, уважаемые масс-медиа, уважаемые граждане. Как мы все помним, партия ПАС и их кандидат, их президент, потому что это не народный президент Майя Санду, в процессе достижения своей цели выборов президента Республики Молдова обещала много чего, обещала большие зарплаты, обещала большие пенсии, обещала большие пособия, обещала золотые горы каждому гражданину, обещала то, что в ближайшие дни, как после того, как она выиграет выборы, вся диаспора вернется домой. В реальности мы видим ситуацию абсолютно другую. Ситуацию тяжелую, ситуацию еще более ухудшуюся. Первое – это социальный хаос. Вы видите на сегодняшний день, что происходит. Тогда, когда президентом был Игорь Дадон, такого не было. Да, у нас были проблемы, да, у нас были недоработки, но тем не менее мы находили способы для решения проблем, и мы их решали. Бюджет 2020 года – как социальный бюджет, так и медицинский бюджет, был сверстан по сценарию благополучного 2020 года. В течение 2020 года, мы видим, началась пандемия. Мы смогли среагировать, мы смогли увеличить расходы бюджета, мы смогли увеличить доходы бюджета,
Вы помните, на 60% мы увеличили заработную плату, базовую заработную плату медиков. Была двойная помощь как, как на Рождество, так и в октябре месяце. Мы сделали и другие шаги. Это касается социальных пособий, это касается и увеличения пособий и выплаты на холодный период года. Я могу много-много, еще несколько часов рассказывать о том, что было сделано командой по СРМЕ и президентом Игорем Дадоном. Что мы видим сегодня? Сегодня мы видим ситуацию не просто обратно противоположную, а страшную, катастрофическую ситуацию. Майя Санда, как вы помните, обещала пенсию, минимальную пенсию 2000 леев. Прошло 100 дней. Даже проекта закона в парламенте зарегистрированного нету. Она забыла об этом сразу же, как въехала в кабинет президентуры. И мы это видим. Вы помните о том, что Майя Санду обещала заботу о пенсионерах, заботу о людях предпенсионного возраста. Им тоже очень тяжело живется. Что мы видим? Мы видим, что Майя Санду заявляет о том, что снижение пенсионного возраста – это исключительно популистская мера социалистов. Как она аргументирует это? Очень просто, что это не состыковывается с интересами наших внешних финансовых партнеров. Вы понимаете, это ужасно. Это страшно, когда президент страны интересуется и считается с мнением внешних финансовых партнеров и абсолютно не интересует его мнение и чаяние собственного народа. Обманула сотни тысяч граждан, которые за нее голосовали. Что касается вопросов увеличения цен, частично коллега более об этом сказал, на 4 лея увеличился бензин с приходом Майи Санду в президентуру. Я не говорю о том, что увеличились расходы президентуры, хотя она все время говорила, что она живет на хлеб с водой. А как мы видим, ей необходимы еще цветы, ковры, заграничные поездки и так далее и тому подобное. Да. Одновременно с этим мы видим, что у нас продукты питания дорожают. Подсолнечное масло подорожало на 30%, другие продукты питания подорожали от 12 до 26%. Их много, перечислять будет долго, но все люди прекрасно знают, когда ходят в магазин и видят, что происходит. И это все случилось при Майе Санду. Потому что единственный функциональный институт – это был институт президентства. Это сделала Майя Санду или не сделала ничего для того, чтобы это не допустить. И это очень важно. Майя Санду на сегодняшний день является президентом подорожаний, президентом высоких цен. Ее больше ничего не волнует, кроме этого. Что касается части социальной, больше сказать настолько нечего, от слова вообще нечего, что ничего не было сделано. Что касается управления пандемией, вы помните, сколько было обещаний, сколько было критики, как было сказано, что Дадон плохой, что Дадон чуть ли не изобрел этот вирус. И Дадон виноват во всех бедах. Как только ушло правительство Писареме, сразу же тишина. Никакой критики в адрес министерства. Все хорошо. Мы видим, вопрос был политизирован. Майя Санду боролась с эпидемией не в полевых условиях, не в больницах, не в практических шагах, а исключительно в Фейсбуке. Вся борьба – это была борьба в Фейсбуке. Вот она и ее партийная команда об этом только и писали. Больше ничего на эту тему не было. И это очень печально. Что касается вопроса роста случаев. За 100 дней ее мандата на 60% увеличилось количество случаев заражения COVID. За 100 дней ее мандата на тысячи увеличились смерти. И она ничего не сделала этому. Опять же, борьба в Фейсбуке, заявление для прессы. Что мы видим? Она сказала о том, что как только она станет президентом, в страну пойдут вагоны, самолеты с вакцинами. Что она сделала? Сразу же заявила о том, что вакцины нам не дают, потому что у нас проблемы с коррупцией. И иностранные партнеры об этом так и сказали. Такого мир еще не видел, такой глупости. Я думаю, иностранные партнеры просто усмехались от этого. А наша страна позорилась этим выражением. Потом мы что видели? Тогда, когда у нас была возможность немедленно принять спутник, мы видели системные шаги по блокировке регистрации. Затем системные шаги по блокировке применения этой вакцины. В конце концов, Российская Федерация приняла решение все-таки нам помочь. Председатель ПСРМ Игорь Дадон нашел слова, убедил
российских партнеров, что есть мнение президента, а есть нужды и необходимость народа. Дальше. Мы видим, на сегодняшний день команда Майсанду активно лоббирует одного из производителей на глобальном фармацевтическом рынке, потому как один из членов команды Майсанду, влиятельных членов команды Майсанду, является также одним из руководителей этой международной фармацевтической компании. Прямое лобби. Почему? Потому что за государственный счет нужно отрабатывать политическую поддержку Запада. Вот этим Майсанду и занимается на сегодняшний день. И это нужно понимать. Дальше. Что касается зарплат медикам. Вы помните, было сказано, медики получают мало, медики получают мало. Сколько Майсанду выделила средств? На какую сумму были увеличены зарплаты за 100 дней? Ни на копейку, на которые не обещала. Да, было увеличение, которое обещал Игорь Дадон с 1 января. И это мы сделали. Я вам больше скажу, сегодня в ковид-отделениях из общения с руководителями этих больниц информация следующая. От 15 до 75 тысяч леев заработная плата докторов, которые там работают. Да, там тяжелые условия, но и люди получают деньги. Поэтому на сегодняшний день можно сказать только об этом. Хорошего сказать больше нечего. Спасибо большое. Йоу, смеск, шип, вормотору, капитал, лакаревом, ворби, есть легаде экономии, агрикультура. Что чели промиссионь, псевдопромиссионь, который са дигизат дона Майсанду кампания электорала, в чечи авем ной астазь лазиодяс. Дон Петр Бордужа, Ковки. Мусульминск, стимати, дон депутат, стимати коллег, дич, стимати репрезентанция масс-медиа. Чечи цини ди экономии, актуалу președинте промис креария локурлор ди мунка, ши цинири афачерилор. În cele 100 de zile a reușit să creeze noi locuri de muncă, din câte noi vedem, numai că doar la președinții, pentru oamenii ei apropiați, iar pentru oamenii de afaceri a venit cu cerere de a introduce lockdown pentru cel puțin 30 de zile. Asta înseamnă că Maesandu vrea să trimită majoritatea angajaților acasă și să închidă afacerile pentru cel puțin o lună. Așa vede ea suportul pentru afaceri prin blocarea generală a lor. Președintele lockdown-ului, cum a fost numită de opinia publică, demonstrează și în acest caz o lipsă totală de viziune și soluții, iar dacă nu știe ce să facă bun, creează haos, provoacă faliment pentru business, pierderi a locurilor de muncă pentru cetățeni și multe, multe altele. Niciun proiect de lege nu a venit președinția în plenul Parlamentului în vederea susținerii unui sau altui segment al afacerilor din Republica Moldova. Ce ține de agricultură? Vă amintiți câte promisiuni le-a făcut agricultorilor ca să vă voteze? Aceia au venit cu tractoarele în fața Guvernului și Parlamentului și au cerut ultimativ împreună cu Maesandu demisia Guvernului Socialiștilor. Au obținut demisia, dar ce a făcut mai departe? Nimic. Absolut nimic nu a făcut pentru ei. I-a abandonat din prima zi în care a fost instalat în funcții. Și nici alt guvern nu a încercat să formeze în mod real, nu fake, avem în vedere. Mai rău, chiar fără a-i ajuta în vreun fel pe agricultori, sub Maesandu au apărut și unde piedici la exportul producției autohtone și se înregistrează pierderi imense prin creșterea prețurilor la carburanți. Unde sunt bravii lideri, agricultori și tractoriști să ceară dreptate? Au luat apă în gură. A fost utilizat, de fapt, ca instrumente politice anul trecut, când a fost nevoie de ei. Iar acum, știți vorba cea noastră a moldovenilor, rabdă Gheorghe și bea gheazmă. Ce ține de economiile la bugetul de stat? Țineți minte că în campania electorală Maesandu a spus că va cere reducerea bugetului pentru președinție. A promis că cedează clădirea președinției în favoarea unei universități sau biblioteci pentru că suntem într-o țară săracă și că întreținerea unei asemenea clădiri este costisitoare. A mai promis că va renunța la reședința de stat de la Condriță și va scoate gardul din jurul președinției. Ce avem?
Au fost păstrate cele trei reședințe, inclusiv cea de la Condrița, unde Maia Sandu face plimbări prin pădure, cum a recunoscut șeful aparatului prezidențial Andrei Spânu. Mai mult, din dorința de a economisi câteva mii de lei, a fost oprită căldura la această reședinție, fapt care a dus la formarea mucegaiului. Asta înseamnă că pentru anul viitor deja vor fi nevoiți să se scoată milioane din bugetul de stat pentru a repara aceste clădiri. Deci, într-un cuvânt, aceasta înseamnă o administrare proastă a bunurilor și a banurilor publici. Asta înseamnă că să fii incapabil să gospodărești niște clădiri. Dar ce să mai vorbim atunci când este vorba să gospodărești o țară întreagă? Numărul de personal al instituției prezidențiale a rămas de asemenea neschimbat. Pentru președinție au încercat să se cumpere covare, flori, cum au spus și colegii noștri, de mii de lei. După mai multe critici din partea societății, sigur că au renunțat deocamdată la aceste procurări. Gardul președinției, cum a stat, așa și stă acolo. Culmea este însă că Maia Sandu vine și cu o explicație de ce nu a scos până acum gardul. Așa cum a promis în campanie electorală, că cei care trebuie să se ocupe de scoaterea gardului, acum se ocupă de procurarea vaccinelor COVID. O astfel de afirmație este de fapt de râs și de plâns. Într-un cuvânt, toată lumea de asemenea a văzut și cum este păzit actualul președinte Maia Sandu de oficierii Serviciilor de Pază și Protecție de Stat. E un lucru absolut normal, de fapt. Doar că în campanie electorală spunea că peste tot nu are nevoie de pază de stat. Iată așa arată populismul și minciunile electorale, de fapt. Iată așa arată, să vedem cum un președinte în 100 de zile a reușit să provoace deja o dezamăgire uriașă pentru cetățenii țării noastre. În continuare îți dau cuvântul domnului... Da, dacă îmi permiteți, da. Mică replică la ceea ce au spus colegii, deci asta este doar o mică parte a ceea ce simt cetățenii noștri la ziua de astăzi. Acea mare dezamăgire despre care am vorbit, acele promisiuni populiste, mincinoase, cu care a venit Maia Sandu în campania electorală și, de fapt, ceea ce noi am văzut între aceste 100 de zile. Acele promisiuni care au rămas doar promisiuni la dezbateri televizate, au rămas doar promisiuni în spoturile ei electorale și în Facebook. În realitate, doamna președinte refuză să meargă în teritorii, să discute cu cetățenii. La cele două întâlniri cu cetățenii la care a fost dumneai, nu a putut să dea un răspuns măcar la o întrebare cu care au venit cetățenii, iar tot ce a făcut în toată această perioadă este doar dezamăgire, este doar decepție și doar un gust amar din ceea ce a făcut. Referitor la capitolul politică externă, cred că vă amintiți cu toții cum actualul președinte, stimați cetățeni, vă cerea să fie votată, promițând că vor curge milioane peste Republica Moldova, că va scoate țara din izolare externă. Și aici o întrebare. Ați văzut măcar vreun bănuț care a venit în țara noastră? Eu cred că cum nu l-am văzut eu, așa nici nu l-a văzut nimeni din cetățenii noștri. Din potrivă, marea schimbare și aici s-a dovedit o uriașă dezamăgire. În loc să vină banii la noi în țară, ei banii au plecat. România a suspendat ajutorul financiar, la fel urmează să se întâmple și cu acele finanțări, banii de la FMI și cu alte finanțări, toate acestea pentru că doamna Maia Sandu împiedică formarea unui guvern funcțional. Nimeni nu va finanța o țară care nu este capabilă să aibă un guvern. Iar și dacă vor fi anticipate, asta înseamnă că probabil nici în acest an nu vom avea aceste finanțări. Politica externă a Maia Sandu s-a limitat la plimbări prin străinătate, unde s-au cheltuit sute de mii de lei, unde tot ce a obținut a fost câteva fotografii cu care și-a făcut propaganda.
Nimic pentru oameni, nimic pentru țară. Iar cinismul și aici e la maxim. A mers în vizite în străinătate, dar cum am spus, nu am mers în vizite în raioane, ca să întrebe simpli cetățeni cum trăiesc și răspunsul a fost unul simplu, deoarece dumneavoastră se teme de COVID. Asta este, sunt reușitele pe plan extern a doamnei Maia Sandu, iar acum referitor la lupta cu corupția și reforma justiției, la acele angajări în cadrul Consiliului Suprem de Securitate a persoanelor care au fost condamnate sau din cauza cărora au fost condamnate țara noastră de 14-15 ori, despre penalii care au fost angajați la președinție și, în general, despre cuibul cel al mafiei de la președinție, va vorbi colegul nostru Grigore Novac. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați reprezentanți mass-media! Da, este adevărat că noi încercăm să fim cât mai succinți în ceea ce am vrut să vă spunem astăzi, dar prea multe și importante sunt domeniile și în același timp nu le putem ignora. Până ajunge la reforma justiției, despre care propriu zis a făcut trimitere colegul meu Vasile Bolea, vreau să vă amintesc și despre lipsa de transparență și promovarea persoanelor lipsite de integritate de către Maia Sandu și acel cuib de penal și corupți de la președinția Republicii Moldova. În orice ieșire publică în campanie electorală, Maia Sandu vă promitea, în special dumneavoastră mass media, jurnaliștilor, că tot o să fie transparent, tot o să fie public, tot o să fie deschis. Însă, în realitate, vedem că atunci când au loc acele ședințe la președinție, dumneavoastră, celor din mass media, vi se permite doar câteva, două, trei minute de filmări de protocol, așa numite, filmări care fotografii mai fac câteva poze și atât. Sunteți rugați frumos, părăsiți sala, iar de transparența care vi se promitea în campanie electorală, au și uitat. La consultările mai sunt cu societatea civilă pe care tot face dumneavoastră trimitere, sunt invitați doar liderii, lideri de opinie și jurnaliștii pro-prezidențiali, jurnaliștii care independenți, oricare probabil au o altă opinie decât a doamnei Maia Sandu, ori nu sunt invitați, ori se găsesc cu totul alte scuze, că au uitat să fie invitați sau ceva de genul dat. Asta este un lucru regretabil, pentru că lupta cu jurnalismul nu a fost niciodată una benefică și nu a fost niciodată una salutabilă din punct de vedere a democrației și a ceea ce numim noi transparență. A promis promovarea în funcția oamenilor profesioniști și integri, dar a dus la președinție persoane condamnate penal. Țineți minte cum vorbea cu ce tam-tam și cu cât jale în voci, că uite, trebuie să luptăm cu corupția, trebuie să luptăm cu penale. În realitate ce avem? În realitate avem persoane condamnate penal care au prejudiciat bugetul de stat al Republicii Moldova cu peste 400.000 de euro și acum doamna Sandu preferă să tacă, de parcă nici nu a fost, nici nu a avut loc așa ceva și de parcă nici nu există o sentință în acest sens. Vedeți cât fariseism și ipocrizie în vocea Maiei Sandu și în raportul ei propriu zis. A promis să fie președintele tuturor cetățenilor, dar acționează exclusiv ca președintele al PAS și se ocupă strict de interesele electorale ale acestui partid. Vrea anticipat pentru că partidul PAS să obțină câteva mandate în plus, dar cu prețul a mii de vieți omenești cu regret. Pentru că probabil doamna Sandu nu a făcut nicio vizită prin spitalele din Republica Moldova, să privească câte persoane avem la reanimare și nu doar la noi, locuri în general nu avem în spitale. Iată, poate prin intermediul dumneavoastră, stimați jurnaliști, să-i sugerați să meargă să facă o vizită și poate i s-a mai tăiat din dorința asta de a căpăta câteva mandate în plus cu prețul vieților omenești. Acum, ce ține de lupta cu corupția. Principala promisiune în campanie electorală a fost lupta cu corupția. În afară de declarațiile în scop de PR politic, n-a urmat nicio acțiune care să
lupte cu acel fenomen al corupției. Din potrivă, Maia Sandu a demonstrat preferințe politice și a modificat componența Consiliului Suprem de Securitate, în care a inclus membrii PAS și reprezentanții ONG-urilor care le sunt loiali, le cântă așa cum doresc ei, dar și un fost judecător vinovat de pierderea mai multor dosare la CEDO. Vă amintiți, are, cred că câte, dacă mă ajut colegii, vreo 15-16 dosare pierdute la CEDO, unde statul Republica Moldova a fost prejudiciat de milioane de lei. Iată, la fel, acest subiect, dumneavoastră preferă să nu observe, să ascundă după deget și să accepte tăcit. Mai departe, totodată a fost respins proiectul strategiei de reformă a sectorului justiției, reformă care are menirea reducerii fenomenului corupției. Țin să vă amintesc și dumneavoastră, stimați jurnaliști și cetățenilor, că această strategie a fost elaborată de comun acord cu partenerii noștri strategici externi, europeni, și a fost acceptată propriu-zis de ei. Însă, doamna Sandu probabil are tot o altă viziune, ori, nu știu, poate ar fi oportun să avem dubii vis-a-vis de faptul cum juriștii PAS sau cei de la președinție și-au obținut diploma. Dacă au obținut-o la fel cum a obținut-o și doamna Nimerenco, este clar de ce avem astfel de tendințe. În această perioadă, Maia Sandu a fost un exemplu negativ pentru cetățeni, încălcând de câteva ori Constituția. Și asta nu o spunem noi, dar acest fapt a fost constatat de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Este un om care a dovedit că promovează statul de drept doar în campanie electorală, iar când a ajuns în funcție, statul de drept deja nu-i mai trebuie. Legea supremă deja o deranjează. Am văzut în sondaje recente de opinie că cetățenii condamnă încălcarea sistematică a legii supreme și așteaptă de la politicieni să fie un bun exemplu și să respecte norma constituțională. Stimați cetățeni, stimați jurnaliști, începem acum, nu putem să trecem cu vederea un alt punct foarte important despre decretele emise de către doamna Sandu în primele 100 de zile. Faptul că în țară Maia Sandu nu face nimic și nu având de gând să facă nimic, noi deja asta știam, eram conștienți despre acest lucru, exact cum nu a făcut nimic pe timpul când a fost la cârma guvernului, cu toate că a avut toată susținerea politică și avea toată garnitura de miniștri. Noi știam că nu o să facă nici aici față. Dar, totuși, în primele luni de mandat au fost emise 52 de decrete. Dintre acestea, 38% au avut ca obiect sau au avut ca scop numirea în funcție a persoanelor sale loiale. 7,6% pentru modificarea componenții unor organe sau comisii în scopul de a asigura accesul la poziții în funcții în stat pentru persoanele sale loiale și din PAS. În Maia Sandu a numit în funcție 15 persoane, dintre aceste 5 având probleme de integritate. În cazul lui Andrei Spânu, decretul de numire în funcție de șef al aparatului prezidențial a fost emis cu încălcarea flagrantă a legii cu privire la funcția publică și a statutului funcționarului public. Această numire poate fi catalogată drept un abuz de serviciu, care oricare alt funcționar, dacă încălca legea, putea să fie tras la răspundere. În decurs de 100 de zile, Maia Sandu a avut doar două inițiative legislative, dintre care una este elaborată la indicația structurilor internaționale și are ca scop anularea indexării semianuale a pensiilor. Adică, veniturile bătrânilor nu mai interesează pe doamna președinte, e important ca protectorii din exterior să fie satisfăcuți și mulțumiți. Am putea încă mult continua să facem comparații între ce le-a promis Maia Sandu cetățenilor ca să fie votată și ce a realizat în realitate. Sigur că 100 de zile este un termen care nu poți să execuți sau să implementezi tot ceea ce ai promis, însă este cu siguranță un termen destul ca cel puțin măcar să începi, măcar să înaintezi careva inițiative care le-ai promis. Eu vreau să vă amintesc că în perioada dacă tot vorbeam ca să fac o paralelă cu reforma justiției,
puteți să verificați toate sursele. În perioada cât a fost Maia Sandu prim-ministru și avea și doamna ministru a justiției, doamna Stamat, știți câte proiecte de lege care au venit să ne aducă reforma justiției au venit ei? Nu vă chinuiți foarte mult, două proiecte au fost. Unul care era cu reforma procuraturii și care ulterior de către Curtea Constituțională a fost declarat cu asumarea de, țineți minte, cu unul cu asumarea și unul cu modificarea legii procuraturii. Iată cum se face reforma justiției în viziunea ei. A pune un procuror general, un membru de partid, a mai pune un membru de partid în altă parte. Iată, asta este reforma și mimarea reformei justiției. Și mai important este că în aceste 100 de zile actualul președinte ar fi trebuit să demonstreze că este solidar cu suferința oamenilor, cu greutățile personalului medical, ale mediului de afaceri. Nu se trateze cu dispreț în timp ce oamenii își plâng bolnavii sau persoanele decedate. Ia să le vorbească despre cum îi va duce la vot în plină pandemie și cum va fi o campanie electorală în care, cu siguranță, îi va mai amăgi odată. Dincolo de numele pe care societatea i-a dat Maia Sandu după aceste 100 de zile, președintele dezamăgirii, președintele scumpirilor, președintele lockdown și multe altele, noi credem că pur și simplu avem un președinte lipsit de umanitate, lipsit de empatie. Maia Sandu e un președinte care nu e capabil să simtă vreo emoție, să simtă suferința oamenilor, nu e capabil să înțeleagă. Este un președinte, nu e capabil în general să înțeleagă ce crede și ce vede și cum simte omul. Este în principiu și de fapt un președinte marionetă. Noi cu toții înțelegem că acest parlament trebuie schimbat. Înțelegem că politicienii trebuie să meargă la judecata poporului. Dar pe fundalul nenorocirilor care se întâmplă în țară în ultimele luni, anticipatele ar agrava catastrofal și ar tripla numărul îmbolnăvirilor și deceselor. De aceea, noi credem că alegerile parlamentare anticipate nu trebuie organizate sau organizate cu prețul a sutelor de mii de îmbolnăviri sau a zecilor de mii de decese. Am dorit să facem această prezentare inclusiv pentru a corecta falsurile prezidențiale în raportul populist al președintelui țării. Am făcut această prezentare pentru a scoate la iveală un adevăr pe care fiecare cetățean îl cunoaște, îl știe. Vom continua să monitorizăm activitatea președintelui și a PAS, să acționăm interesul cetățenilor și să corectăm derapajele lor. Le vom corecta chiar și pe acelea pe care le pregătesc acum prin politizarea deciziilor unor instituții. Dacă țara va fi băgată din nou în captivitate, o vom scoate așa cum am scos și în iunie 2019. Prin unitate și ripostă împotriva unui om care își permite să ridice deasupra statului și deasupra legilor, să se poziționeze mai presus decât orice. Stimați cetățeni, primele 100 de zile ale Maiei Sandu au fost un dezastru și o dezamăgire. Este important să nu permitem să fie și mai departe la fel de iresponsabilă, la fel de nocivă și asta o vom face pentru oameni și pentru țară. Vă mulțumim! Mersi mult, stimați colegi! Dacă îmi permiteți, asta a fost acest briefing de presă cu referire la cele 100 de zile a președintelui Maia Sandu într-o nouă postură, într-o postură de președinte a Republicii Moldova. Cei ce au văzut și au simțit pe pielea proprie cetățenii acestei țări. O dezamăgire totală, o lipsă de grijă față de cetățeni, un președinte în 100 de zile a căruia s-au ridicat prețurile la infinit, la toate categoriile de produs. Un președinte care între aceste 100 de zile a uitat de promisiunea că va fi un președinte responsabil, că va fi un președinte transparent. Un președinte care și-a angajat membri de partid, cum a spus și colegul Burduja, a deschis locuri noi de muncă la președinție pentru membri de partid și pentru alți penali pe care îi cunoștea și îi cunoaște pe parcursul vieții sale.
Un președinte care a vorbit și în fața partenerilor externi că va promova strategia pe justiție și și-a luat angajament personal că va promulga strategia, iar în final, în afară de faptul că i-a amăgit pe cetățenii, i-a amăgit și pe partenerii externi, un președinte care se teme să meargă în popor, un președinte care de fiecare dată când este întrebat de ceva, întotdeauna spune că nu este competența mea, nu pot să o fac, nu vreau, vorba unui fost președinte. Ar fi bine să avem, dar nu avem ceea ce avem, sau ar fi bine să avem ceea ce nu avem. Asta a fost briefing-ul acelor 100 de zile, așa cum îi văd cetățenii, cele 100 de zile trăite sub conducerea președintelui Maia Sandu. Eu vă mulțumesc. O zi bună!